Bine ați revenit! Astăzi e un unboxing, Avon. Și începem aici, am un set de cremă, parfum pentru geantă și parfumul în format mare. Îmi place foarte mult cum miroase. Iar mai apoi am două parfumuri de bărbați, cel de la Blue și acesta. Așa. Aici mai am o plăsuță. Aici am un set de cremă și ulei de corp. Mai departe, un gel de duș. Aici am două creme. Un spumant de baie cu ciocolată și portocale. Aici am un tuș negru. Aici am un creion de ochi, tot negru. Mai departe am un parfum Faraway Bella Sunset. Deci văd acum aici că acesta are sclipici. Nu știu dacă se vede pe cameră. Dar e frumos, îmi place. Oare și crema o avea sclipici? Mai departe aici am un șampon cu pere și vanilie și îmi place la nebunie cum miroase. Abia aștept să îl încerc. Mai am un gel de tuș, un parfum Tresel. Mi-am cumpărat un piepten pentru tapat, sper să fie ok, îl folosesc. Mi-am mai luat niște chestii de acestea pentru să le pui în papuci, în pantofi. Din silicon, pernuțe de acelea, sper să fie bune. Apoi, să le trag mai așa. Aici mai am un gel de duș, o cremă cu trandafir și ciocolată. Aici mai am un alt spray de corp cu vanilie. Îmi place mult vanilia. Aici așa, astea da. Am un set, pot să zic, sunt din aceeași gamă. Șampon cu balsam și un spray pentru păr. Și aici mai am o cremă pentru picioare cu ciocolată și smochine. Așa, și cam aceasta a fost toată comanda. Și sper să ne vedem mai des, însă acum n-am putut filma pentru că m-am și mutat. Am avut și unele probleme, am fost și plecată. Și da, v-am pupat și data viitoare ne revedem.